Eficiența propolisului este recunoscută în aproximativ 200 de afecțiuni. Iată care sunt cele mai cunoscute beneficii ale propolisului. Unul dintre cele mai eficiente remedii care se găsesc în natură este propolisul. O mulțime de studii au evidențiat, ani la rând, efectele miraculoase pe care acesta le are asupra organismului. Albert Einstein a afirmat că atunci când albinele vor dispărea de pe suprafața pământului, omul va mai avea doar patru ani de trăit, ceea ce ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Albinele ne oferă o amplă varietate de produse utile pentru sănătatea noastră, inclusiv propolis, polen de albine, miere, ceară de albine, lăptișor de matcă, venin medicinal de albine diferitele produse derivate ale stupului au fost îndelung studiate, iar propolisul s-a evidențiat că având efecte beneficii pentru sănătatea umană. Propolisul este substanța rășinoasă pe care albinele o colectează din flori și din anumite vegetale. Albinele transformă această substanță în propolis pentru a dezinfecta stupul, pentru a construi faguri și îl utilizează de asemenea ca agent antimicrobian, dezinfectant și pentru a îmbălsă mai întrușit din stup. Propolisul este așadar, direct responsabil de igiena stupului și a zonelor predispuse la dezvoltarea virusilor și bacteriilor. Datorită ingredientelor active pe care le conține, tinctura, extractul alcoolic, de propolis este cunoscută și utilizată datorită proprietăților sale terapeutice, în principal datorită acțiunii sale de fortifire a sistemului imunitar. Câteva din proprietățile sale notabile ale tincturii de propolis sunt Are o acțiune antioxidantă și antimicrobiană. Are o acțiune stimulentă asupra sistemului imunitar. Are o acțiune curativă, analgezică, anesteziantă și antiinflamatorie. Multidele utilizări ale Propolisului, așa cum am menționat anterior, extractul de Propolis are o serie de proprietăți terapeutice bine cunoscute, inclusiv o puternică acțiune antioxidantă și antimicrobiană. Propolisul a fost folosit de mii de ani ca remediu natural contra diverselor boli sau afecțiuni. Propolisul este foarte bogat în vitamine precum D1, B2 și B3, și este o sursă foarte bună de minerale, precum fosfor și magneziu. S-a descoperit că propolisul poate preveni formarea dentare prin inhibarea activității anumitor enzime care sintetizează glutanii din zaharoză. Propolisul, împreună cu alte produse derivate ale stupului, a mai fost studiat și datorită potențialului său de a controla creșterea tumorilor. Pe de altă parte, polenul de albine este recunoscut ca fiind un superaliment, adică unul din alimentele cele mai nutritive pe care ni le oferă cu generozitate natura. Polenul de albine conține practic toți nutrienții de care are nevoie corpul. Aproape jumătate din proteinele pe care le conține sunt sub formă de aminoacizi liberi care sunt gata să fie folosiți de către corp. Propolisul este un antibiotic natural de sute de ani. Propolisul este utilizat ca antibiotic natural, cu scopul de a vindeca diverse tulburări sau dureri. Datorită conținutului sau bogat de flavonoizi, propolisul este un ingredient esențial în unele medicamente de uz cutanat, adică crem sau soluții pentru îngrijirea gurii. Aplicat sub formă topică, propolisul poate favoriza cicatrizarea arsurilor și poate combate inclusiv virusul care cauzează herpesul buzelor. Propolisul are o puternică acțiune antibacteriană și nu are efect adverse. Organizația Mondială a Sănătății consideră propolisul ca fiind fundamental pentru o alimentație sănătoasă și îl recomandă ca remediu și antibiotic natural. Propolisul pentru tratarea arsurilor propolisul favorizează o rapidă cicatrizare a arsurilor ușoare. Există studii care au demonstrat cu succes că propolisul are o eficiență similară cu alte substanțe chimice sau medicamente utilizate în tratarea arsurilor, datorită faptului că are efecte antiinflamatorii foarte apreciate în aceste cazuri. Propolisul pentru tratarea diabetului conform unor studii medicale mai recente, propolisul are efecte favorabile în tratamentul persoanelor care suferă de diabet. Cercetările efectuate în acest sens până în prezent au arătat că propolisul reglează nivelul de zahăr din sânge. Propolisul pentru tratarea herpesului buzelor diverse teste medicale au indicat că aplicarea topică a propolisului contribuie la vindecarea herpesului buzelor. S-a descoperit că extractele de propolis ajută organismul în lupta contra acestui virus, denumit herpes simplex 1, care cauzează herpesul buzelor. Propolisul, un puternic aliat contra cancerului conform unor studii medicale recente efectuate de cercetătorii japonezi, consumul zilnic de propolis ar putea opri proliferarea celulelor cancerigene, întărind astfel sistemul imunitar și făcându-l mai rezistent împotriva efectelor secundare ale chimioterapiei în cadrul Centrului Medical al Universității din Chicago, s-a efectuat mai multe studii asupra puterii anticancerigene a fenetilesterului din acidul cafeic, KP, care este un component bioactiv al propolisului. S-a demonstrat eficiența acestuia asupra celulelor care cauzează cancerul de prostată. În experimentele efectuate cu doze mici de propolis, s-a înregistrat întârzierea creșterii celulelor canceroase, iar în cazul dozelor complete de cape administrată zilnic, s-a constatat oprirea înmulțirii celulelor tumorale. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți! Consumați cu încredere propolis după ce ați cerut sfatul unui medic specialist. Sănătatea contează! Aveți grijă de ea ca de un tezaur!